Toată biserica Emanuel zice amin, pentru că am proclamat un adevăr dumnezeesc, a plătit Hristos cu viața Lui răscumpărarea noastră. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, la capitolul 4 și vom citi versetele 35 la 41. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 4, versetele 35 la 41 și apoi în rugăciunii. Depinzând de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, de harul Domnului, ca să înțelegem și să trăim Scriptura, ne vom ruga, fiecare în Duhul lui, cu voce tare, fratele Iosif Curta. În aceea zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta? De la ascultă chiar și vântul și marea. Și noi spunem: este Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Amin. Ne închinăm înaintea ta, Părintele nostru Ceresc. Ne smerim și recunoaștem în dimineața aceasta că ești Creatorul Universului. E suveran peste natură, peste creație, pe tine te ascultă natura, o Doamne, și noi știm și credem lucrul acesta. Doamne, îți mulțumim că ne primești încă o dată la închinare. În prima duminică din anul 2020, stăm înaintea ta și cerem ca binecuvântarea ta să fie peste noi. Te rugăm, o Doamne, să ne binecuvintezi acum când stăm la masa ta. Îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, care ne-a strâns la oaltă, ne-a ajutat și prin ea suntem astăzi parte din biserica ta. Te lăudăm, Doamne, te glorificăm pentru toate. Te rugăm să rămâi cu noi. Te rugăm acum să ne vorbești, să ai un cuvânt potrivit pentru starea noastră și să ne ajuți ca fiecare zi pe care o avem la dispoziție, în anul acesta și în toți ceilalți, să o petrecem în prezența ta, să o petrecem în ascultare de tine și voia ta să se facă în viețile noastre, în familiile noastre și în biserica ta. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Titlul mesajului din dimineața aceasta este Calea Domnului, furtunile, frica și examenele. Calea Domnului, furtunile, frica și examenele. Evanghelistul Marcu își structurează modul în care prezintă viața și lucrarea Domnului Iisus sub acest generic: Calea Domnului. Așa începe Ioan Botezătorul: pregătiți calea Domnului. Și tot ce urmează în Evanghelie este o prezentare a căii Domnului. În contextul în care Sfânta Scriptură afirmă că în lumea aceasta sunt multe căi. Și Solomon spune în capitolul 14, versetul 12 din Proverbe: multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte. Sunt multe căi care pot părea bune. Finalul determină dacă a fost bună sau nu. Așa că dintre toate căile acestea posibile, Sfânta Scriptură afirmă că există o singură cale care este bună. Este singura cale care duce de la pământ la cer. Toate celelalte căi duc de la pământ la iad. Una singură este calea care duce la cer. Ea este calea Domnului.
Când Hristos Domnul i-a chemat pe oameni, i-a chemat să vină la El și să își trăiască viața mergând pe această cale. Așa că e normal să ne întrebăm, oare ce ne așteaptă dacă mergem pe calea aceasta? La ce se pot aștepta cei care renunță la căile celelalte care duc la iad și aleg calea Domnului care duce la cer? La ce ne putem aștepta pe această cale? Unii spun, dintre toate căile posibile, calea aceasta a Domnului este cea mai plicticoasă și cea mai nefericită cale posibilă. Și se uită la cei care aleg să meargă pe calea aceasta ca la niște oameni care au renunțat la toate bucuriile vieții, au renunțat la toate plăcerile, la toate distracțiile, la toate privilegiile de pe pământ și au ales o cale care este atât de tristă, atât de seacă, atât de searbădă, încât se uită la cei care merg pe calea aceasta cu compătimire și spun, îmi pare rău. Se uită la cei care aleg calea aceasta ca la niște oameni care sunt slabi de judecată și au făcut o alegere nefericită. De aceea, toți oamenii care așa cred despre calea Domnului, vă spun, să nu care cumva să te duci pe calea aceea. La extrema cealaltă, sunt alții care spun, dacă alegi calea Domnului, restul vieții tale vei călca numai pe roze, pe trandafiri, pe flori. Vei avea o viață atât de frumoasă, niciun necaz, nicio încercare. Vei fi cel mai fericit și nu vei avea niciodată nici boală, nici sărăcie, nici necazuri, ci vei avea numai sănătate și bogăție. Și cei care propovăduiesc o asemenea învățătură au și dat denumirea învățăturii lor Health and Wealth, în limba engleză, sănătate și bogăție. Așa că dacă te duci pe calea aceasta, spun ei, vei fi bogat, îți vor merge toate afacerile bine, vei avea sănătate, vei avea belșug de binecuvântări și vei merge ca pe aripi de vulturi. Niciun necaz. Și dacă iei învățătura aceasta și mergi pe cale și dai de necaz, o să spună, ai dat de necaz pentru că n-ai credință. Dacă ai avea credință, n-ai fi dat de necaz. Prin 1980 și ceva, am întâlnit pentru prima dată un om care așa credea el despre calea Domnului, cu sănătate și belșug. A venit cu un grup de străini misionari din Statele Unite în România, au ajuns și la Oradea, era medic de profesie și era tocmai medic orelist. În vremea aceea aveam destul de mari necazuri cu laringită, cu corzile vocale, cu răgușala și bucuros că am dat de un medic american. I-am spus ce probleme am și l-am întrebat ce e de făcut. Și cu un aer din acesta de superioritate a spus, I will pray for you, my brother. Mă voi ruga pentru tine, fratele meu, ca Dumnezeu să îți dea credință să nu mai fii bolnav. M-am uitat la el și avea ochelari cu dioptrii așa de mari că lentilele erau groase că abia vedeai prin ele.
Așa că repede m-am dus și am luat prospectul de la un medicament, la întâmplare, și am luat foița aceea, știți cum e prospectul la medicament? Așa, cu foiță subțire și cu litere mici. Și stând cu foița aceea în față, am spus, poți să împrumut puțin ochelarii tăi? Mi-a dat ochelarii, i-am pus pe ochi, nu vedeam nimic prin ei, așa erau de groși. Dar ca unul care am simulat că nu înțeleg ce scrie acolo, am spus, poți să-mi spui și mie ce înseamnă cuvântul acesta? Și el se uită la mine și spune, poți să îmi dai din nou ochelarii? Și eu mă uit la el și spun, I will pray for you, my brother. O să mă rog pentru tine, frate. Înțelegeți? Deci eu n-aveam credință că aveam probleme cu corzile vocale, dar el era în regulă că avea probleme cu ochii. E o învățătură greșită. De aceea, când ucenicii curioși să înțeleagă ce se întâmplă pe calea Domnului, l-au întrebat pe Domnul Iisus. În Evanghelia după Marcu, de la capitolul 10, versetele 28 în continuare. Petru a început să-i zică, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Cu ce ne alegem? Ce ne așteaptă? Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde pentru mine și pentru Evanghelie. Și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu... Împreună cu ce? Cu prigoniri. Iar în veacul viitor, viață veșnică. Domnul Iisus spune, dacă vii pe calea mea, primești un pachet de binecuvântări extraordinar de interesant. Vei primi din partea lui Dumnezeu lucrurile la care ai renunțat. A trăi păcătos în ele. În relații și în proprietăți păcătoase, folosite rău. Îți va da Dumnezeu din belșug lucrurile de care ai nevoie, dar în pachetul acela cu binecuvântări, Dumnezeu a așezat și porția de necazuri, și porția de suferință. Și porția de încercări. Așa că pe drumul acesta, pe calea Domnului, avem binecuvântări și încercări. La capătul drumului este viața veșnică. Acum toți ne bucurăm de binecuvântări, dar niciunul dintre noi nu-i plac încercările. Niciunul dintre noi nu este căutător de necazuri. Niciunul dintre noi nu ne rugăm dimineața să spunem, Doamne, dă-mi necazuri în ziua de astăzi. Niciunul nu spune, Doamne, dă-mi necazuri în familie. Dă-mi necazuri în călătorie. Dă-mi necazuri în sănătate, la locul de muncă. Dimpotrivă, toți spunem, Doamne, ferește-ne de necazuri și încercări. Pentru că fiecare dintre noi ne dorim să avem viața cât mai liniștită posibil. Nici ucenicii n-au fost diferiți de noi. Nici ucenicilor Domnului nu le-ar fi plăcut călătorii cu necazuri. Nu le-ar fi plăcut să aibă accident de mașină în Cehia. Nu le-ar fi plăcut să aibă analize proaste când s-au dus la laborator. Nu le-ar fi plăcut să aibă necazuri în familie sau la locul de muncă. Și atunci, totuși, dacă nu ni le dorim, de ce le îngăduie Dumnezeu? Dacă mă duc pe calea Lui, de ce le îngăduie?
Textul din dimineața aceasta ne așează înainte un episod din viața ucenicilor împreună cu Domnul Iisus, în perioada în care Domnul era în trup aici pe pământ și a umblat cu ucenicii lui. În aceea zi seara, Iisus le-a zis ucenicilor să trecem în partea cealaltă. În aceea zi în care a vorbit mulțimilor despre pildele împărăției lui Dumnezeu și despre modul în care se desfășoară lucrarea împărăției lui Dumnezeu. O zi încărcată, o zi istovitoare, o zi care se apropia de final. Și ce-ți dorești mai mult de la sfârșitul unei zile obositoare, o zi care te-a istovit, decât să ai o seară liniștită? Să ajungi acasă sau la destinație liniștit, să te așezi în scaun, pe fotoliu și să spui: Doamne, fii slăvit că în sfârșit mă pot odihni. Așa că ucenicii împreună cu Domnul Iisus, după o zi istovitoare, îl aud pe Domnul spunând să trecem pe partea cealaltă, din partea cetăților Capernaum și celelalte care erau acolo, pe partea cealaltă de răsărit a Mării Galilei, unde nu era aglomerație și semăna mai degrabă a unui loc în care te duci să te relaxezi. Așa că s-au așezat pe corabie și au plecat înspre țărmul celălalt. Nimic mai de dorit decât să ajungem dincolo și să ne odihnim, scăpăm de toate frământările și de toate solicitările. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla, l-au luat pe Domnul Iisus și așa cum era, împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a urcat în corabie, corabia, o barcă de pescuit. În 1986 s-a descoperit o asemenea barcă în Marea Galilei și după ce a fost examinată, este datată din secolul 1, din vremea Domnului Iisus, așa că cei care au descoperit-o și au datat vârsta corabiei au numit-o corabia lui Iisus. Este într-un muzeu aproape de Marea Galilei și se numește corabia lui Iisus. Corabie care ar putea avea cam 15 oameni maximum, nu mare, cu vâsle și cu pânze. Deci nu vă imaginați că era un feribot, nu vă imaginați că era un vapor extraordinar de luxos, ci era o barcă de pescuit din vremea aceea. Așa că l-au așezat pe Domnul Iisus în corabia aceea, în care a stat și a predicat de pe țărmul mării, și au pornit înspre partea cealaltă, că ideea a fost a Domnului, nu a lor. Deci sunt pe calea Domnului, împreună cu Domnul, și merg la porunca Domnului înspre țărmul celălalt. Nu e vorba de o zi de răzvrătire, nu sunt ca și Iona să fugă la Tars, nu sunt ca fiul risipitor să vrea să plece departe de tata, nu sunt oameni care au făcut lucruri urâte în ziua aceea și să trăiască acum cu frica să nu cumva să-i ajungă pedeapsa lui Dumnezeu. Sunt în prezența Domnului, sunt în ascultare de Domnul și pornesc înspre țărmul celălalt. Și Evanghelistul Matei spune, în capitolul 8, și deodată, din senin, pe neașteptate, s-a strânit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Dintr-o dată, Evanghelistul Luca relatează și el aceeași întâmplare și spune: pe când vâsleau ei, deci n-au dat drumul la pânze, ci vâsleau. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Și pe lac s-a strânit un așa vârtej de vânt,
un așa vârtej de vânt încât valurile și vântul au lovit în corabie și valurile au dat peste marginile corabiei și este așa de mare furtuna și este așa de neașteptată încât dintr-o dată ucenicii intră în panică. Furtunile vin pe neașteptate. Niciodată furtunile nu-ți vor trimite un e-mail, un SMS, nu-ți vor da un telefon să spună pregătește-te că vin. Deodată, pe neașteptate, s-a strânit furtuna. Când nu te aștepți, furtunile vin întotdeauna pe neașteptate, pe nepregătite. Vin la oameni de 90 de ani, de 60 de ani, de 30 de ani, de 20 de ani, de 15 ani, de 10 ani, de un an, de o lună, de o zi. Furtunile vin și nu aleg. Furtunile lovesc fără milă. Ele pot fi de multe feluri. Zile trecute mi-a dat telefon un frate, lovit de furtună și a făcut analizele și i-au descoperit o tumoare de 11 centimetri. Și a spus, frate, când am primit vestea asta, n-am mai știut ce să fac. S-a dus să-și facă analizele că era un disconfort minim. Sunt furtuni de felul acesta care lovesc în trup. Știți că niciunul dintre noi nu știm la ce distanță suntem de furtuna asta în trup? Doar în urmă cu un an și ceva. Fratele meu, care cu o săptămână înainte îmi dădea sfaturi să mai încetinesc motoarele, că alerg prea mult, și mi-a spus, Paul, ascultă de fratele tău un pic mai mare, slow down, las-o mai moale. Și am spus, Florin, nu-i totdeauna așa, sunt perioade mai încărcate, altele mai relaxate, dar acum e o perioadă mai încărcată, și a spus, ia exemplu de la mine. Și la mai puțin de o săptămână am primit telefon de la Viorica sâmbătă seara la 10 și ceva. Mai întâi că infarct și al doilea telefon că a plecat. Pe când am ajuns, încă era călduț. Trupul lui, dar era plecat. Nimeni nu ne-a anunțat. Va fi mormântarea fratelui Gabi Ile astăzi. Un om tare. Un om robust. A venit furtuna. Știi la ce distanță ești de furtuna aceea? Poate să fie furtună emoțională. O furtună care te lovește acolo unde doare tare. Într-o zi a venit o fată să-mi spună, nu mai știu, sunt gata să-mi pun capăt zilelor. Și plângea de îți rupea inima de plâns. Și am întrebat ce s-a întâmplat. Păi uite, un băiat care de mai multă vreme îmi face curte, mi-a cerut prietenie și mi-a spus că el are intenții serioase și după ce m-am gândit, i-am dat acceptul și toate prietenele mele au știut că am un prieten și la mai puțin de o săptămână l-am văzut cu alta. Și a spus, îmi fuge pământul de sub picioare. Și a bătut joc de mine. E o furtună care te ia. Poate să fie furtună în familie. Tensiuni și certuri. Neînțelegeri și se dărâmă familia și e furtună mare. Poate să fie furtună în relația cu copiii. Furtună care îți lovește copiii. Vânturi care îi duc într-o parte și în alta. Poate să fie furtună materială, financiară. Sunt oameni la care le arde casa. Sunt oameni care își pierd totul. Sunt oameni care își pierd serviciul sau își pierd banii.
și grea furtuna. Și toate furtunile acestea sunt grele, dar dintre toate furtunile, cea mai grea și mai periculoasă este furtuna păcatului. Când vin valurile acestea ale păcatului și lovesc în suflet, lovesc în minte, lovesc în veșnicia noastră, valurile acestea sunt teribile. Și vin pe neanunțate. Și n-au milă. Furtuna n-are milă. Vânturile n-au milă, valurile n-au milă. Și te uiți și ți se rupe inima, dar furtunii nu-i pasă. Ucenicii sunt într-o asemenea furtună. Și față în față cu furtuna, i-a prins o frică de moarte. Vedeți, furtunile lovesc în temeliile siguranței noastre. Lovesc în temeliile vieții noastre, ne amenință și bunăstarea și echilibru, ne amenință viața. Și furtuna lor era atât de mare încât corabia amenința să se scufunde pentru că apa a dat peste marginile corabiei și se umplea corabia de apă. O bună parte dintre ei pescari de profesie. Nu oameni de aceștia care se sperie de orice strop de apă. E așa de mare spaima încât cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca, relatează modul în care au reacționat în frica aceea. Pentru că în timp ce spaima a pus stăpânire pe ei, panică teribilă, nu fac față să arunce apa din barcă, vin alte valuri și simt că se scufundă. În momentele acelea, este o scenă atât de contrastantă, de surprinzătoare. Ce făcea Domnul Iisus în mijlocul furtunii? Ce făcea? Dormea la cârmă pe căpătâi. Acum, vă rog să înțelegeți că n-avea un pat, o canapea cu o saltea moale și comodă și n-avea perne. Era la cârmă pe căpătâi. Cum era cârma? Era o băncuță și era un fel de postament din acesta de lemn. Era așa de obosit încât s-a așezat pe băncuța aceea, a așezat capul pe scândura aceea și a adormit. Și a dormit atât de adânc încât la toate zgâlțieturile corăbiei, a valurilor, nu s-a trezit. Așa era de obosit. Pentru că el este și om. Este Dumnezeu adevărat, dar aici este umanitatea lui. Și în umanitatea lui este așa de obosit încât doarme. Acum, nu știu dacă ai dormit vreodată cu capul pe birou la serviciu. Nu știu dacă ai dormit în scaun undeva. Bănuiesc că nu dormi la biserică. Dar e adevărat că uneori mai vezi pe câte un așa de obosit încât doarme liniștit. Un păstor a văzut pe unul că doarme și i-a spus celui din el, te rog trezește-l. Și celălalt a zis, cine l-a dormit să-l și trezească. Așa că Domnul Iisus doarme pe căpătăiul acela în timp ce corabia e amenințată și Matei spune că ucenicii au strigat la el. Au strigat, Doamne, pierim! Luca spune, Învățătorule, pierim, suntem în primejdie! Marcu surprinde alt strigăt. Deci au strigat din mai multe părți, mai mulți dintre ucenici au strigat la el să-l trezească și Marcu surprinde una dintre întrebări. Când au strigat, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Doamne, de noi nu-ți pasă.
Când ești în furtună și sunt în furtună, vine gândul acesta, Doamne, de mine nu-ți pasă. Doamne, nu-ți pasă de sănătatea mea. Nu-ți pasă de sentimentele mele. Nu-ți pasă de familia mea. Nu-ți pasă de copiii mei. Doamne, nu-ți pasă. În strigătul acela ucenicilor este reproș. Îi reproșează Domnului. Au senzația că în teama lor, în frica lor, în furtuna lor, lui Dumnezeu nu-i pasă. Lui Iisus nu-i pasă. Furtuna aceea îi aruncă într-o stare de frică, de panică, de neliniște, de teamă. Și în teama aceea pun la îndoială dragostea și preocuparea lui Dumnezeu. E furtună. Și ele aduc frică. Aduc panică. Am constatat însă ceva. Nici unii dintre noi nu ne temem tare de tot de furtunile care dau în alții. În general, suntem foarte tari în credință când furtunile lovesc în alții. Dacă în furtuna lovește noi, nu mai suntem așa de tari. În urmă cu câțiva ani de zile, într-o vizită la Washington, cu probleme destul de mari și grele, eram împreună cu alți doi frați și încercam să găsim sprijin pentru rezolvarea problemelor pentru care m-am dus. Și unul dintre cei doi frați, om de afaceri din Statele Unite, la orice spuneam eu despre greutățile și problemele și furtunile prin care trecem noi, era așa de tare în credință, don't worry, God is in control, God will take care, nu sunt probleme, Dumnezeu e în control, Dumnezeu rezolvă. Era toată ziua, era așa într-un fel de credință de nezguduit. Vă mărturisesc că eu eram mai apăsat. Dar preocupați toată ziua să găsim rezolvare la problemele pentru care am mers, am uitat un lucru. Am uitat să ne rezervăm cameră la hotel. Și ne-am trezit la 10 seara, când s-a terminat ultima întâlnire, că n-avem unde găzdui. Ne-am dus undeva la un telefon și a început omul acesta de afaceri să dea telefoane și toate hotelurile bune erau ocupate la refuz. Și după aproape 40 de minute a găsit două camere la un hotel într-o parte a orașului Washington unde nu recomandă nimeni să te duci. O zonă deosebit de neprietenoasă și nesigură. Dar asta era singura variantă. Ne-am dus acolo cu mașina. Când am ajuns în fața hotelului, la vreo 10 metri distanță, era o gașcă de băieți, undeva între 18-25 de ani, de la 1,90 m în sus, cu o înfățișare înfiorătoare, era limpede că sunt și drogați, și s-a uitat la noi ca la cea mai ieftină pradă posibilă pe care pot pune mâna. E sentimentul acela când... Deci, wow! Ne-am dus la recepție și la recepție era geam antiglonț. Deci recepționerul era după geam antiglonț. Și avea un sistem de orificii în geam, nu în linie dreaptă, ci așa în zigzag, prin care am vorbit. Ne-a dat camerele și gașca aceea de golani se uitau la noi și te ia cu fior pe coloana vertebrală.
Am intrat în cameră și spun celuilalt frate care era cu mine, acum vreau să văd cât e tare credința fratelui nostru care toată ziua mi-a spus God is in control, God is great, God. Vreau să văd cât e de mare credința lui. Și am făcut următorul lucru. Înțelegeți-mă că sunt numai om. M-am dus la ușa lui și am bătut la ușă. Și speriat a întrebat, who is there, who is there? Cine e acolo, cine e acolo? Și m-am prins de nas și am zis, housekeeping, housekeeping. Cei de la întreținerea hotelului. Și spune, nu deschid, nu deschid, pleacă, chem poliția. Și eu bat mai tare. Chem poliția, pleacă, pleacă. A intrat într-o spaimă de moarte. Și la urmă îi spun, nu m-am vrut să văd cât se detare credința. Înțelegeți? Toți suntem tari când e vorba de necazurile altora. Dacă necazul le dau noi, când este amenințată siguranța mea, când e amenințată viața mea, când e amenințat serviciul meu, banii mei, mașina mea, copiii mei, sănătatea mea, atunci este examenul credinței. Atunci este examenul credinței. Și credința este examinată în vremea furtunii în două feluri. Mai întâi, credința este examinată în lucrurile pe care nu le faci niciodată în furtună. Lucruri pe care să nu le faci niciodată în furtună. Credința sănătoasă te ajută să nu faci asta. Primul lucru pe care să nu-l faci în furtună. Să nu te autocompătimești, să nu-ți plângi de milă. Să nu care cumva să-ți plângi de milă în furtună. Să te autocompătimești, să zici, dar de ce, dar nu meritam, dar nu-s eu mai rău ca alții, dar vai, ce mi s-a întâmplat și să-ți plângi de milă, pentru că asta te aruncă în depresie. Când te autocompătimești, te scufunzi în depresie. Și depresia nu te ajută să treci prin furtună. Depresia nu-ți dă putere să mergi mai departe. Nu te autocompătimi. 2. Dacă ai ajuns în furtună, nu te refugia în băutură sau în droguri. Ați auzit de oameni care spun, mă duc să beau ca să uit. Ai băut, te-ai îmbătat și ai uitat. Dar când te trezești, s-au rezolvat lucrurile? Sunt mai grave acum. Că la ce a fost ai mai adăugat și lucrurile neînțelepte pe care le-ai făcut. Și bei mai mult ca să uiți mai mult și te scufunzi și mai tare. La fel e cu drogurile. La fel e cu orice altceva în care te refugiezi. Când ești în furtună, nu apela la vrăjitori și nu apela la șarlatani. Frați și surori, lumea e plină de șarlatani și vrăjitori. Lumea e plină de amăgitori care spun, îți rezolv eu lucrurile. În cartea Deuteronom, Dumnezeu îi sfătuiește pe copiii lui Israel și le spune așa, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urișunile neamurilor acelora, să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau să dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe cei morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul, totului, tot. Numai și numai de Domnul Dumnezeul tău. Nu apela la cei care lucrează cu duhuri necurate, la cei care lucrează cu practici de magie albă sau neagră, nu te du pe drumul acela. Ați întâlnit și dumneavoastră, am întâlnit și eu,
oameni care au venit să spună, dar cum îți explici că m-am dus la femeia care se ocupă cu vrăjitoria sau la cea care se ocupă cu incitoria și mi-a spus ce o să se întâmple? E foarte simplă explicația. Explică proverbul românesc la care românii doar se limitează să-l enunțe, dar nu să-l analizeze. Știți ce spune proverbul românesc? Dă mâna și cu necuratul până treci punte. Ați auzit proverbul, așa-i? Bun. Asta-i zicala românilor pe care o spun fără să o judece. Haideți să o judecăm. Dacă ai dat mâna cu necuratul până treci puntea, de care parte trece puntea? De partea lui. Că doar nu o să te treacă de partea lui Dumnezeu. Ai dat mâna să te treacă de partea lui și apoi ești uimit că spune ce o să facă cu tine. În loc să te îngrozești, să spui, nu vreau să mă duc acolo. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul, Dumnezeul tău. Atenție la cei ispitiți să vă uitați dimineața la horoscop. Atenție la cei care sunteți interesați să vedeți ce spune baba cu tare sau baba cu tare, vrăjitoare. Noi suntem preocupați să aflăm ce spune Domnul Dumnezeu. Când ești în furtună, nu apela la șarlatanie și nu apela la magie. Când ești în furtună, nu te răzvrăti înaintea lui Dumnezeu. Nu te răzvrăti. Nu te întoarce împotriva lui Dumnezeu. În urmă cu ani de zile, într-o călătorie spre evangelizare pe drum de iarnă, șosele erau ca patinoarul, împreună cu fratele cu care mergeam cu 20-30 la oră și așa mașina patina. La un moment dat a trecut unul pe lângă noi și avea probabil 70-80 la oră. Și i-am spus fratelui cu care eram în mașină, omul acesta nu vrea să moară acasă. La câțiva kilometri a ieșit de pe șosea, s-a izbit de un pom, am oprit să vedem ce este, a scăpat, mașina s-a stricat rău de tot, el a scăpat cu viață, zgârieturi minore, dar când am ajuns la el, îl înjura pe Dumnezeu cum îi venea la gură. Și am spus, omule, tocmai te-a scăpat Dumnezeu de la iad. Și acum îl blestem că te-a scăpat cu viață? Când ajungi în furtună, nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Dar ce să fac? Credința adevărată, în furtună, are câteva lucruri pe care le găsim în textul acesta. Mai întâi, când ai ajuns în furtună, credința adevărată te ancorează în promisiunile lui Dumnezeu. Credința adevărată te ancorează în promisiunile lui Dumnezeu și toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Binecuvântat să fie Domnul. Să trecem de partea cealaltă a fost promisiunea Domnului. Promisiunea n-a fost să mergem până la marginea mării să ne îndecăm acolo. Promisiunea a fost de partea cealaltă. Și dacă Domnul a spus că vom merge de partea cealaltă, vom ajunge de partea cealaltă. Frați și surori, promisiunea Domnului când a venit la El este că ne va duce de partea cealaltă. Și vom trece prin furtuni, dar vom ajunge la capăt. Ancorează-te în promisiunile lui Dumnezeu, leagă-ți inima de ele. Pentru că acela care a început în noi această lucrare o va desăvârși până în ziua lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune, știu cui am încredințat. Și știu că poate păzi ce am încredințat până în ziua aceea. Dacă ne-am încredințat viața Domnului, dacă am încredințat familia în mâna Domnului, dacă am încredințat biserica în mâna Domnului, dacă am încredințat veșnicia în mâna Domnului, a Lui să fie slava, ne va ține până la capăt. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, promisiunile Lui, toiagul și nuiaua ta, mă mângâie. Ancorează-te în promisiunile lui Dumnezeu. Strânge cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Nu te ancora în toate emisiunile de un fel sau de altul. Nu te ancora în tot felul de teorii. Ancorează-te în cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Credința adevărată ne întoarce întotdeauna la cuvântul lui Dumnezeu. Când credința este testată în furtună, ea ne duce la Scriptură. Credința adevărată întotdeauna ne ancorează în puterea lui Dumnezeu.
Dumnezeu care ține în mâna Lui tot universul, Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, este mai tare decât furtuna ta sau furtuna mea. De aceea, când Domnul Iisus, care le-a spus să trecem de partea cealaltă, s-a ridicat, s-a sculat din somnul lui și știți ce a făcut? A certat vântul și valurile. Așa e că sună interesant. Ai stat de vreodată să te cerți cu vântul? Te-ai dus vreodată la malul mării să te cerți cu valurile? Așa e că în aparență pare fără noimă. Numai că epistola către evrei spune că el ține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. La cuvântul lui a venit în ființă universul. La cuvântul lui universul acesta funcționează după toate rânduielile lui. La cuvântul lui se potolesc valurile și vânturile. Pentru că orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu are cu el puterea lui Dumnezeu. Ancorează-te în puterea lui Dumnezeu. Ancorează-te în credința aceasta că acela care ne-a luat viața în mâna lui ne spune: nimeni și nimic nu vă poate smulge din mâna mea. Ancorează-te în puterea lui. Până aici, toți oamenii ar fi gata să asculte. Să se ancoreze în promisiunile lui Dumnezeu, să se ancoreze în puterea lui Dumnezeu, dar mai este un aspect unde oamenii stau pe gânduri. Ancorează-te în prezența lui Dumnezeu. Când ucenicii au plecat la drum, l-au luat pe Domnul Iisus în corabie. Era prezența lui acolo. Promisiunile și puterea erau însoțite de prezența lui. Era prezent Domnul în corabie. Și prezența lui este cea care activează promisiunile și puterea. Noi am vrea să avem promisiunile și puterea, dar nu prezența lui. Am vrea să primim toate binecuvântările și tot ajutorul lui Dumnezeu, dar fără prezența lui. Știți cum îl tratăm noi pe Dumnezeu? Ca și când el ar avea o agenție de prestat servicii religioase la cerere. El este prestatorul de servicii, eu sunt clientul, și Dumnezeu este obligat să aibă customer service, să-și trateze bine clienții. Așa că îmi văd de viața mea, dau de un caz și spun: Doamne, acum ai rândul tău să vii să le rezolvi. Dragii mei, Dumnezeu nu este proprietarul unei firme de prestat servicii religioase la cerere. Dumnezeu este stăpânul cerului și al pământului. Și El a venit în lumea aceasta ca să ne ia viața în mâinile Lui și să fie cu noi. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Am început un nou an. E o călătorie necunoscută. Așa e că ne dorim promisiunile Lui. Așa e că ne dorim puterea Lui. Îți dorești și prezența Lui. Fără prezența Lui, corabia vieții tale este pustie. Și El care a venit în lumea noastră a spus: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la El. Și voi rămâne la El. Și El va rămâne cu mine. Eu cu El aici și El cu mine acolo. Ai această prezență a Domnului. Ca să poată face lucrarea aceasta, a îndurat pentru tine și pentru mine cea mai mare furtună. A îndurat furtuna judecății păcatelor noastre. El era lovit pentru fărădelicile noastre și străpuns pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Este imaginea răstignirii Lui. Ca să ne poată asigura promisiunile, puterea și prezența Lui, ca să ne poată duce de aici în cer,
A trebuit să moară în furtuna pedepsei pentru păcatele tale și a mele. Că dacă am fi ajuns fără El în pedeapsa aceea, ne-am fi dus pentru totdeauna în adâncul iadului. Suntem la masa Domnului. Suntem la început de an. Nu știu câți dintre cei care suntem astăzi aici vor fi în ultima duminică anului 2020 în viață. Nu știu câți dintre cei care suntem aici vom fi loviți de furtuni în anul acesta. Dar știu un lucru cu certitudine. Dacă suntem în mâna Lui, ajungem de partea cealaltă. Îl ai în inima ta. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Stai față în față cu o călătorie într-un viitor necunoscut. Poți să-ți pui încrederea în tine, în priceperea ta, în relațiile tale, în resursele tale. Când vor lovi vânturile și vor lovi valurile, se vor prăbuși toate și te vei prăbuși cu ele. Sau poți să-ți pui încrederea și să-i predai viața și să-i spui Domnului, care are toată puterea și peste vânturi și peste valuri, să-i spui: Doamne, ai mers la cruce ca să iei pedeapsa în cea mai cumplită furtună pentru mântuirea mea, pentru păcatele mele. Spune-i: Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa care ai adus-o în locul meu. Mulțumesc că ai băut paharul mâniei lui Dumnezeu în locul meu. Mulțumesc că ai murit acolo ca să n-ajung în iad. Ai murit acolo ca să mă poți ierta de păcate. Ai murit acolo, Doamne, ca să poți face din mine copil de Dumnezeu și să trăiesc bucuria de a călători cu Tine în lumea aceasta și de a ajunge la destinație. Spune: Doamne, iartă-mi toate greșelile. Iartă-mi ani de amânare. Spune: Doamne, primește-mă în dimineața aceasta. Inima mea se deschide înaintea Ta și Te rog, vino și fii Domnul și Dumnezeul vieții mele. Vino, Doamne, cu promisiunile Tale, cu puterea Ta. Vino cu prezența Ta în viața mea. Și acum stăm cu capetele plecate. Dacă ești gata să înalți această rugăciune, să deschizi inima, să-i spui Domnului să te ierte de toate păcatele, să te mântuiască, să te primească, să lase mântuirea și ocrotirea Lui peste viața ta. Decizia aceea din inimă, dorința din inimă. În numele Domnului te rog să-mi arăți în afară printr-o mână ridicată la balcon, dacă este cineva. Adică mâna sus o clipă și ține-o ca să pot vedea oriunde este cineva la balcon. Să vă binecuvinteze Domnul. Da, v-am văzut, dacă mai este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea. Și îi spui prin mâna aceea ridicată și viața mea se deschide înaintea al Domnului. Să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici sub balcon, dacă ești. Acolo în scaun, ridică mâna sus. Să vă binecuvinteze Domnul. Slăvit să fie Domnul. Lăsați mâinile jos. Dacă sunt alții, jos aici sub balcon. Binecuvântarea Domnului să ne soțească. Să vă binecuvinteze Domnul, am văzut. Ne apropiem de masa Domnului și ne bucurăm că avem un Mântuitor care este cu noi și în zile bune și în furtună.